La cât vă duceți să-l duceți? La un kilometru. Un kilometru. Până acolo mâncați o pâine. Păi cred că da. Cel mai apropiat tomberon de locuința acestor oameni din satul Bârda se află la cel puțin un kilometru. Localnicii sunt nemulțumiți că primarul comunei a amplasat doar 3 tomberoane în sat, dintre care unul la el la poartă. Și cum oamenii nu pot merge 10 de minute să ducă gunoiul, ulițele sunt pline de resturi. Nu mă duc eu cu canta cu gunoi de 10 kg până la mijlocul satului, până la biserică, acolo sus. Și noi la pădăm gunoi un ogaș care l-avem. Nu avem pe aici niciun container. Nu avem. Încă de sărăt. Cât ar trebui să mergeți pe jos ca să duceți gunoiul la container? Păi de aici aș până acolo în deală cât este. Mă duc cu gunoiul, tot la un kilometru în deal. Nu pot. Eu mi-l arunc cu gunoiul la mine. Și-l plătiți deja? 600 de mii. Plătim la primărie pentru gunoi. Și în satul Bobaița, oamenii ar trebui să meargă câțiva kilometri ca să-și arunce gunoiul. Așa că s-au revoltat când au auzit că, odată cu plata impozitului, sunt obligați să plătească și colectarea gunoiului. Cum să vină o persoană, să zicem, de 70-80 de ani cu sacul în spate, până în sus, la 3 kilometri, să arunce gunoiul menajer? Păi dacă tu îmi ceri acești bani mie, tu trebuie să-mi oferi și condițiile respective. Reprezentanții primăriei spun că dacă vor mai multe tomberoane, sătenii trebuie să plătească mai mult de 30 de lei pe an. Deocamdată primăria atât a putut să realizeze datorită bugetului foarte mic. Taxa care se percepe de la cetățeni nu acoperă în întregime serviciul de salubrizare prestat de firma care se ocupă cu colectarea gunoailor de pe raza comunei. În 5 din cele 6 sate ale comunei Malovăț sunt amplasate doar 20 de euro pubele, care deservesc numai puțin de 1200 de locuințe, ceea ce înseamnă că la un tomberon ar trebui adunat gunoiul de la 60 de gospodării.